Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canal Tutoriale Gratuite. Astăzi am un video mai interesant pentru voi și anume în acest video vom vorbi despre un mouse și un mousepad de la Corsair, și anume este vorba despre mouse-ul Qatar Pro XT de la Corsair, despre care vom vorbi, bineînțeles, în acest video, și de asemenea mousepad-ul MM700 RGB, aproape că nu încape în cadru, este o cutie foarte mare pe care le vom desface și vom vedea împreună ce avem în aceste cutii. Bineînțeles că desfacem întâi cutiile și apoi vorbim de specificații și chestii tehnice mai în detaliu și de asemenea o să vă prezint mai încolo în acest video și softul care se poate instala pentru aceste produse. Cutia mouse-ului, bineînțeles că vine cu două manuale de utilizare, sunt ambele în mai multe limbi, știți și voi chestia asta, sunteți obișnuiți probabil cu, ați mai desfăcut și voi astfel de produse, și bineînțeles avem o chestie destul de simplă aici, mouse-ul care este cu fir, da, îl desfacem acum din această chestie. Cam așa arată mouse-ul, are un design destul de plăcut, zic eu, găsim aici cadrul. Ideea este că acest mouse a fost lansat în 25 februarie, deci este un produs foarte nou de la Corsair și abia aștept să îl testez. Are un design foarte, foarte fain, mie așa îmi plac mouse-urile, mai simple, un design mai simplist, nu foarte ciudat să zic așa, cât mai simplu, se muleze foarte bine pe mână și așa mai departe. Bun, mouse-ul lăsăm deoparte momentan, desfacem și mousepad-ul și apoi trecem la o prezentare mai amănunțită. Avem aici și mousepad-ul care este foarte, foarte mare, chiar este extrem de mare, uitați aici, zici că o rolă de nu știu ce, habar n-am, ok, lăsăm și pe acesta deoparte puțin. Și în cutie, bineînțeles că mai avem cablu care se poate conecta și un manual de utilizare. Hai să aruncăm la o parte cutiile să nu mai avem probleme. Da, o să trec eu acum la înlăturarea mousepad-ului meu vechi și a mouse-ului meu vechi. Bun, înlăturăm și mousepad-ul frumos. Venim acum cu mousepad-ul nou. Hai să vedem ce avem aici înăuntru. Are o chestie interesantă. Și acum trebuie să-l... e foarte mare, foarte, foarte mare, mult mai mare decât cel pe care l-aveam până acum. Și cam așa arată, aproape că n-am loc pe birou. Haideți să vedem cum îl punem. Să dau chestiile astea mai într-o parte un pic. Bun, în acest moment am pus și mousepad-ul și mouse-ul, le-am conectat la PC. Vedeți și voi ce frumos este RGB-ul de pe mousepad. De asemenea, și mouse-ul are un RGB destul de simplu. Îmi place foarte mult acest model, simplist, după cum am mai spus. Imediat vorbim despre câteva detalii tehnice și despre acest mouse. Mousepad-ul este atât de mare însă, încât trebuie să vin cu picioarele de la monitor peste el puțin. Asta nu-mi place foarte mult, dar n-am ce face. Nu cred că o să-i dăuneze sau ceva, pentru că firele sau LED-urile care sunt doar pe margine, deci n-ar trebui să fie o problemă. Câteva detalii tehnice despre acest mouse. Are doar 73 de grame, este compact, are un design simetric, exact cum am zis că mie îmi place foarte mult. Distanțe foarte mici între butoanele programabile, butonul de right click, left click, asta e foarte bine, 6 butoane programabile, un DPI de maxim 18.000, asta e foarte arhi suficient, bineînțeles că are un software, IQ software, pe care o să-l instalăm imediat, și de asemenea am RGB backlight pentru butonul de scroll, buton bineînțeles pentru switch de DPI, cum are orice mouse, deci un mouse simplist, dar foarte, foarte bun din punctul meu de vedere. Bun, hai să trecem acum pe sistem. O să las în continuare ca webcam această imagine, ca voi să vedeți mouse-ul și mousepad-ul, și vom instala software-ul celor de la Corsair. Bun, acesta este software-ul. Am dat aici un simplu search, Corsair IQ Software, pe site-ul oficial. Bineînțeles, găsiți aici link-ul fără probleme, Corsair IQ. Programul are o instalare foarte simplă, am trecut rapid peste acel proces ca să nu ne plictisim. Avem, bineînțeles, device-urile deja detectate, mouse-ul care este Qatar Pro XT, și avem aici mai multe taburi pe care le putem folosi și mousepad-ul unde putem face diverse lighting efecturi. Vedeți și voi cât de tare putem seta în ce zone să lumineze, putem seta viteza. Uitați, de exemplu, hai să facem un logo zone, uitați așa, și observați și voi cum se mișcă în timp real pe webcam-ul meu, foarte tare. De asemenea, putem face o viteză mai mare, ia uitați, foarte, foarte tare, îmi place foarte mult. Lăsăm un rainbow wave sau putem să punem un gradient, putem să facem noi o culoare, e foarte, foarte customizabil. La mouse avem mult mai multe chestii, pentru că putem modifica la fel culoarea în același mod cum o modificăm și la mouse, pe dâns avem de asemenea DPI-ul. DPI-ul putem să-l customizăm foarte, foarte în detaliu. De asemenea, avem și performanță, avem pointer speed, enhanced pointer precision, surface calibration, tot felul de chestii foarte interesante pe care, bineînțeles, doar dacă aveți acest mouse le puteți testa până la urmă. Bineînțeles, sau un mouse de la Corsair, pentru că software-ul celor de la Corsair mi se pare foarte interesant și, bineînțeles, că aici putem customiza orice. Aici avem XDPI-ul, YDPI-ul. Eu momentan las default, nu o să umblu foarte mult la DPI, îmi place foarte mult cum este așa. Vă mai arăt încă o dată mouse-ul ca să-l vedeți mai bine. Arată foarte, foarte tare, mie îmi place enorm. Și chiar mă bucur că am primit această ocazie de la Corsair pentru a testa acest mouse. Bun, deci cam ăsta a fost video-ul în care am vorbit despre mousepad-ul MM700 RGB și mouse-ul Qatar Pro XT
de la Corsair. Sunt două produse foarte, foarte interesante și foarte bune din punctul meu de vedere. Veți avea link-uri de la ambele în descriere, probabil și cu site-ul românești de unde, dacă vreți, puteți să le achiziționați. În continuare, vreau să le mulțumesc celor de la Corsair pentru că au sponsorizat acest video, mi-au dat aceste produse ca să le testez și mă bucur foarte mult că am avut această ocazie. Repet, toate link-urile sunt în descriere. Dacă vă plac videourile de acest gen și dacă vă plac aceste produse, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe pentru a fi la curent cu tot ceea ce vom face mai nou pe acest canal, pentru că în viitor cu siguranță că vom mai testa astfel de produse. Acesta a fost videoul, eu am fost Emi, vă așez pe canalul tutoriale gratuite. Până data viitoare, eu vă zic la revedere!